frumos părinte și frate Andrei. A fost o seară pentru mine extrem de încântătoare peste cuvântul. Deși n-am mai pășit mult timp între vizitele acestei biserici, unde eu însumi pot să spun că l-am cunoscut pe Hristos aici, a fost, ăsta este baia botezului meu, deși eram un om de 25 de ani, adică jumătate din viață, ca să înțelegeți, am trăit-o necreștin, jumătate am trăit-o creștin, jumătate am trăit-o dictatură, jumătate cealaltă am trăit-o libertate. Deci aici, în locul în care Părintele Gareliu și-a făcut minunata lucrare, aici eu am pășit spre Hristos. Sunt unul dintre cei care pot să mărturisească pe propria viață că da, Părintele Gareliu, împreună cu Sorin Dumitrescu, bineînțeles, această minune a vieții. Vreau să mai spun ceva și cu asta chiar închei, că n-are sens să ne întindem prea mult. Am mai spus asta, mai ales celor tineri, dar cred că se întâlnește foarte bine și în cazul nostru. Mai important decât toate cărțile pe care le citești, mai important decât toată educația pe care ți-o dau părinții, instrucția pe care ți-o fac școlile, în viața lor este esențială întâlnirea. Acea întâlnire pe care o ai sau nu ai, toți o ai, dar puțin știu cum să o recunoaște. Acea întâlnire care îți schimbă în mod evident viața. Eu am avut parte de astfel de întâlniri. Întâlnirea a fost că am fost atent. Nu știu cum am fost atent, dar am fost atent. Și puțin la unele din ele. Mi-a schimbat viața a mea și a altora care s-au pe mine. Așa vreau să fim atenți la întâlniri. Asta este lucrul pe care vreau să vi de fapt la întâlnire. Pe care vreau să vi transmit în această seară, dacă tot ne-am întâlnit. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru această seară și